ai cerut cumva extra crocant, ești în locul potrivit. Episodul de astăzi este doar despre crocanțeală și nimic nu este mai crocant decât rețeta asta de meniu tempura. Nici măcar deliciosul tonkatsu, însă este aproape. Ai link în descriere și pe ecran către acel episod. Să revenim totuși la tempura. Am menționat cumva cuvântul crocant. După cum vezi pe ecran, aproape orice poate fi gătit în stil tempura. Limita este practic propria imaginație. De la legume și verdețuri, până la fructe de mare și chiar ciuperci. Pentru astăzi am pregătit niște baby vinete fragede și delicioase, un cartof dulce, o selecție de morcovi tineri frumos colorați, câteva fire de brocolini și frunze crețe de kale. Surpriza de astăzi este planta numită salicornia sau iarbă sărată. Este prima dată când o întâlnim și la prima atingere seamănă cu textura aloei vera. S-a dovedit a fi preferata noastră. Continuăm cu niște creveți tigru mari, care te pot răni ușor dacă nu ai grijă, și încheiem cu ciupercuțele japoneze shiitake. Începem cu prepararea unui dashi, adică a unei supe de bază în bucătăria japoneză. Cu ajutorul acesteia vom putea realiza un sos delicios pentru bunătățile noastre tempura. Nu te stresa prea tare, poți găsi această supă sub formă de praf pe care doar îl pui în apă fierbinte. Ca să-l faci ca la carte, încălzește apă la 90 de grade Celsius și presară niște fulgi de pește bonito sau katsuobushi peste alături de un pătrățel de algă uscată kombu. Supa își va schimba ușor culoarea, similar unui ceai. După câteva minute, strecurăm zeama și o punem deoparte. La tempura, 90% din muncă este de pregătire. Fiecare ingredient are modul său de preparare pentru a facilita o gătire corectă și mai ales pentru a avea un impact vizual puternic sau, cum spuneau vechii samurai, să fie instagramabil, bro. Începem cu frunzele de kale, cărora doar le tăiem codițele. Urmează brocoliniul. Vom tăia tulpinile laterale, partea mai groasă din tulpina principală și apoi facem câteva incizii scurte pentru a obține un efect de vantai și o ușoară simetrie armonioasă. Cu puțină presiune aplicată la baza evantaiului, acesta va rămâne deschis și după prăjire. Continuăm cu morcovii, cărora le îndepărtăm coaja cu lama cuțitului. Apoi, în funcție de dimensiunea fiecărui morcov, îi păstrăm întregi sau îi tăiem în jumătăți sau sferturi. La final, folosim tehnica de evantai utilizată la brocolini. Cartoful dulce trebuie decojit și tăiat în rondele de grosimi egale. Folosind apoi vârful cuțitului, crestează marginile feliei pentru a obține o formă de soare cu raze sau de steluță. Poți observa că nu arată perfect, însă nici viața nu este perfectă. Învață să te bucuri de realizarea ta și să mergi mai departe. Salicornia este singura legumă care rămâne întreagă. Vinetelor le vom înlătura colțurile verzi printr-o singură mișcare circulară, ținând cuțitul fix. Aceste vinete vor fi tăiate la final în sferturi, însă este mai ușor dacă le tăiem în jumătate, facem inciziile necesare pentru acel evantai elegant și abia după le tăiem în sferturi.
Nu uita să aplici presiune la baza evantaiului sau a gheruțelor, așa cum ne-am referit noi la ele în timpul filmărilor. Am lăsat special la urmă ciupercile și tache. Vei vedea de ce. Îndepărtăm piciorușul și, cu mare grijă, facem o tăietură la 45 de grade pe mijlocul pălăriei, pe care o repetăm din direcția opusă. Rotim apoi ciuperca și executăm din nou, cu încredere, tăieturile de încă două ori. Acesta este rezultatul și nouă ni se pare spectaculos. Hai cu un like și o abonare. Arigato! Gata cu legumele, așa că trecem la fructe de mare. Ne-am luat câteva momente să admirăm acest specimen impresionant de crevete. Acum să trecem la treabă. Vom tăia în primul rând acel vârf ascuțit care se află la coadă, însă fără să tăiem cele două aripioare. Îndepărtăm apoi capul printr-o mișcare de rotație. Capetele și carapacele de creveți pot fi păstrate la congelator luni de zile și pot fi folosite pentru supe, sosuri sau un bisc minunat de homar. Carapacele se desprind ușor cu mâna odată cu picioarele. Ai grijă să păstrezi coada intactă. Facem acum o incizie pe spatele crevetelui pentru a curăța interiorul. Așezăm codița pe o suprafață de lucru și o râcâim cu lama cuțitului până când devine aproape transparentă. Îl așezăm pe spate și facem câteva incizii transversale, nu foarte adânci. Îl întoarcem din nou și îl presăm ușor cu degetele sau cu lama cuțitului pentru a preveni strângerea în timpul prăjirii. Vei auzi și un sunet distinctiv. După cum poți vedea, acum stă perfect plat pe tocător. Felicitări! Acesta este un episod despre tempura, însă nu am apucat să vorbim deloc despre ceea ce reprezintă. Tempura este o metodă ce constă în acoperirea ingredientelor cu un strat subțire de aluat și prăjirea acestora într-o baie de ulei. Aluatul de tempura nu conține condimente sau pesmet și a fost preluat de japonezi de la misionarii portughezi în secolul al XVI-lea. Noi vom folosi astăzi un mix care se găsește ușor la magazin. Urmând indicațiile de pe pachet, folosim apă foarte rece pe care o amestecăm cu mixul de făină. În acest caz, se pune făina peste apă și nu invers, pentru că ne dorim să avem cocoloașe în aluat și totuși să fie destul de subțire. Amestecăm doar cât să încorporăm toată făina. Dacă nu găsești la magazin sau vrei să-ți faci propriul aluat, folosește făină obișnuită în care adaugi puțin praf de copt sau bicarbonat de sodiu, sau, în lipsa acestor aditivi, apă minerală în loc de cea plată. Înainte să ne apucăm de prăjit, hai să facem rapid sosul tradițional. Folosim 3 sferturi de cană de dashi care s-a răcit între timp, peste care punem 2 lingurițe de zahăr, 2 linguri de mirin sau sake și 3 linguri de sos de soia. L-am gustat și chiar nu e rău deloc. Tot ce urmează de făcut este să încingem uleiul într-o cratiță adâncă. Temperatura pe care o țintim este de 170 de grade Celsius pentru legume și 175 pentru creveți. Începem cu ciuperca și tache. Ne-am entuziasmat foarte tare, așa că am uitat să o dăm și cu făină și am aruncat-o direct în aluat, iar apoi în uleiul încins. Ca să obții acele colțuri crocante pentru care e celebră tempura, mai trebuie să adaugi câțiva stropi de aluat peste ceea ce prăjești. Urmărește culoarea și când se rumenește, este gata de scos. Pescuiește și aluatul rătăcit în ulei,
înainte ca acesta să se ardă și să deterioreze uleiul. Deși nu am pus făină, arată foarte bine. La următoarele însă nu am mai repetat greșeala. Este nevoie de un strat foarte fin de făină, aplicat cel mai bine cu o pensulă de bucătărie. Scufundăm apoi vânăta în aluat și o punem ușor în ulei, alături de puțin aluat picurat deasupra. Deja cred că ai prins schema. E destul de ușor și se învață repede, iar dacă ai fost atent, va răsări soarele și în bucătăria ta. În cazul salicorniei, ia un mănunchi și repetă procesul. Firele separate se vor lipi datorită aluatului. După ce terminăm cu toate legumele și verdețurile, dăm focul puțin mai tare și pregătim creveții. Atenție, codița trebuie să rămână neacoperită, așa că încearcă să eviți contactul cu făină și cu aluatul. Când aluatul devine auriu și creveții portocalii, îi poți scoate. Arată super crocanți și delicioși. Wow! La cum arată, le-aș mânca pe toate. Însă, voi alege doar 4 dintre ele. La noi, nu e un număr cu ghinion. Puțin sos tradițional și itadakimasu! Acum, fă puțină liniște și ascultă. Despre asta vorbeam când spuneam de crocănțeală. Te provoc să încerci și tu. Ai doar de câștigat. E timpul pentru crevete. Crocant la exterior și suculent la interior. Se simte că i-am făcut masaj mai devreme. Sperăm că ți-a plăcut episodul de azi și ne-ar bucura să ne scrii care dintre episoade ți s-a părut cel mai crocant, tempura sau tonkatsu. Ne vedem data viitoare! Surely, 君のそう